Hello, hello! Hai să vedem care este energia zilei pentru luni 12 iulie, folosind o singură carte de tarot. Avem o carte foarte frumoasă, 10 de monede, o carte care ne vorbește despre noroc. Dă norocul peste voi și ce o să faceți când se întâmplă acest lucru? Cum o să profitați la maxim de tot acest noroc, de toată această prosperitate financiară care vine către voi în această zi? Gândiți-vă foarte atent și faceți-vă un plan de acțiune. Pentru că aici 10 de monede ne vorbește despre oportunități financiare care pot să vă dea stabilitate pe restul vieții, atât pentru voi, cât și pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri. Generații de-a rândul vor profita de acest noroc care vă lovește astăzi. Pentru cei tineri, 10 de monede poate să fie de asemenea un semnal așa foarte puternic pe care vi-l trimite Universul să vă gândiți foarte atent la posibilitatea de a urma în carieră pe traiectoria uneia dintre părinții voștri. Pentru că aici există foarte mare posibilitate să moșteniți o afacere, să moșteniți un ceva, un punct de plecare pe baza căruia să construiți mai multă stabilitate financiară. Prin urmare, dacă acum sunteți la etapa în care vă depuneți dosarul pentru admiterea la facultate, gândiți-vă foarte serios și la traiectoria în cariera părinților voștri sau a cuiva apropiat din familie, pentru că s-ar putea să fie o idee bună. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje, mai multe etalări de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!